Raed Arafat vine cu explicabii, după propunerea OC, trebuie să intrăm în normalitate. Eful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, vine cu explicații, după ce o propunere pe care a făcut-o recent a făcut vâlvă în pres, dar sublinierea în rândul cadrelor medicale. Arafat susține ce ar fi necesară o delimitare a sectorului privat de cel public, sublinierea stabilirea unor reguli clare, care se duc chiar la interdicția de a lucra simultan în ambele sectoare. Într-o intervenție la Antena 3, sublinierea susține ce veniturile medicilor au ajuns la un nivel suficient de mare încât acea subliniere tia se poate renunca cum subliniere urind la jobul din privat. Nu cred ce toți medicii se vor înfuria, pentru ce mult lume sesizează situația. Nu e prima dată când se ridică această problemă, de lipsa loialității fac de un sector. E vorba de a însneto sublinierei, într-un fel, sectorul sanitar public. Au fost închis sublinierei ochii pentru ce totdeauna s-a zis că veniturile nu sunt suficiente. Acum s-a ajuns la un nivel corect, peste media națională. Va veni momentul să gândim cum rezolvăm această problemă. Sunt multe implicații. Pe lângă faptul ce trebuie să asigurăm o delimitare clară între cele două sectoare, noi avem un program de muncă în spitale foarte sudat fac de spitalele europene. Trebuie să intrăm în normalitate, să avem spitale cu funcționare maxim timp de 8 ore pe zi, sublinierea, cu asta am putea rezolva mult mai multe cazuri. Ar se cedea sublinierei costurile astfel. Toate aceste aspecte sunt dereglate, sunt vechi, sublinierei trebuie soluționate. Sunt convins că dacă avem personal dedicat, nu în două locuri, va crește sublinierei calitatea, a spus Raed Arafat la Antena 3. Sublinierei în prezent nu există un proiect, sublinierea susține ce vor exista cu siguranță discuții în cadrul Ministerului Sănătății. Cel puțin eu, ca funcție, nu am aceste atribuții. În sectorul de urgență, ca subliniere face acest lucru imediat, pentru ce avem oameni care lucrează sublinierei la public, sublinierei la privat, pe care nu sublinierei unde îi găsește sublinierei. Acolo cred ce am putea face ceva, se propunem. Va trebui să fie o inițiativă legislativă la nivelul Ministerului Sănătății, sublinierei vor exista discuții pe această temă cu siguranță, a completat Raed Arafat.